Telefonica asta nouă, dar anul ăsta este primul an în care am participat în comunicarea și a fost surprins să fie prezentat. Ceva special, nu m-am gândit că o să iau. Am văzut că am participat în prima oară. Ceva surprinzător. Mai și alte primii alte concursuri. Abia anul ăsta începem cu specializarea și urmează și în teatră și sper să particip și să fie bine. Deci ce a fost la cu ce e pentru mare să mai doamna Adina Cirin pe care este profesoară cea din clasa nouă și este foarte bună, ne învață tot ce avem nevoie și are de greșit noi să mergem ce cale trebuie să facem un fel sus, că e bine. Să faci o carieră în București? Da, m-am gândit să merg pe același profesie, la facultate de arte plastice. Ai făcut-o în loc? Vizează în facultate și să-ți fie. Ce te-ai zis? Orice. De ce simți nevoie să faci ce faci? Și... Dar ce îți place mai mult să lucrezi? Ce îți place mai mult să lucrezi? Elemente de grafică sau lucruri foarte făcute, care pot fi interpretate de fiecare cum vrea. Ai un pictor preferat în acest caprat? Giuret are niște elemente foarte mari și interesante care inspiră. Adică putem, ne putem inspira din lucrurile și lucrurile cu care ai concurat asta și ai investigat care ai are influențe din orice domeniu. Adică am intrat cu elemente din... am băgat și colanțe ionice și elemente mai noi cum ar fi elemente de care are un nume ceva să învețe? N-ai avut o denumire, deși toată lumea mă întreba cine de timp, pentru că cel puțin interes este un element la casa să fie. Care vede și interpretează. E interesant. Mulțumesc și eu.